Salut! O să procedăm un pic altfel în acest clip. Întâi o să vă spun toată povestea cât mai pe scurt posibil, iar apoi o să ne apropiem din ce în ce mai tare de detalii și situația se va complica progresiv. Povestea e așa. La începutul anilor 1900, fizicienii începuseră să descopere niște fenomene care nu puteau fi explicate prin legile și principiile pe care le aveau deja. Una dintre cele mai mari probleme era cu o undă de lumină. Lumina, considerată clar undă până atunci, părea să aibă niște proprietăți particulare, mai exact, proprietăți de particulă. În loc să fie o undă liniștită, părea să aibă în ea niște pachetele de energie, ca niște grăunțe fizice, care călătoresc odată cu unda și mișcă lucrurile din loc. Ceva bizar. În același timp, se accepta și dovedea existența atomului, ceva până atunci doar speculat, Niciodată demonstrat, dincolo de orice dubiu, atomii erau prea mici ca să fie detectați de tehnologia anilor 1800, așa că oamenii de știință au trebuit să inventeze tot felul de moduri ingenioase pentru a deduce prezența și activitatea atomilor. Odată demonstrată existența atomului, următorul pas a fost de a înțelege cum funcționează el în intimitatea lui. Ce se întâmplă în interiorul unui atom? O întrebare grea. La începutul anilor 1910, se propune modelul planetar al atomului, imaginea caricatură pe care o găsim azi pe toate gardurile, un nucleu în jurul căruia orbitează electroni. Doar că luat la bani mărunți, acest model nu funcționa așa bine cum se spera. Era clar un pas în direcția corectă, dar departe de a fi întregul drum. Zece ani descărpinat în cap mai târziu, apare ideea: dacă o undă poate să aibă proprietăți de particulă, atunci nu cumva oare? O particulă poate să aibă proprietăți de undă? Și atunci un atom nu e o planetă mare în jurul căreia orbitează alte planete mai mici, ci un centru mai închegat în mijlocul unui nor de unde. De unde ce? Cum? Efortul era de a înțelege cum se mișcă un electron în jurul unui nucleu. Dacă îl iei pe electron și te porți cu el de parcă ar fi o undă, două lucruri se întâmplă. 1. Poți acum să prezici corect comportamentul particulelor atomice și subatomice și poți astfel să creezi toată tehnologia avansată de care dispunem azi. 2. Dai peste cap complet înțelegerea noastră despre cum funcționează realitatea, pentru că reiesc câteva probleme serioase, cum ar fi: Un atom poate să fie în două locuri în același timp. Tu ești făcut din atom și totuși, în mod clar, nu poți să fii în două locuri în același timp și știi asta pentru că ai încercat. Altă problemă. Particulele par să poată să comunice între ele la orice distanță, instantaneu, mai repede decât cu viteza luminii. Ceva imposibil. Ultima problemă. Un atom se comportă într-un fel când nu-l observă nimeni și într-un complet alt fel când e observat. În înțelegerea noastră clasică a lumii, dacă observi planeta Marte în spațiu, nu o dai jos de pe orbită cu privirea ta pătrunzătoare. Chiar dacă te uiți la ea sau nu, Marte o să se miște la fel, complet indiferentă la spionatul tău. Asta nu e valabil în lumea cuantică. În lumea cuantică, dacă spionezi, schimbi natura a ce e spionat. De ce? Cum adică? Și ce înseamnă asta? Întrebările astea au fost și sunt suficient de puternice încât să creeze dispute fundamentale pe tema ce e știința și ce poate să facă ea pentru noi. Miza este atât de dramatică pentru că teoriile fizicii cuantice nu se limitează la vreun domeniu anume. Absolut tot ce există în Univers e format din atomi și particule subatomice, iar fizica cuantică înseamnă studiul acestor particule. Asta înseamnă că sarcina fizicii cuantice e de a descrie cum funcționează tot la nivelul cel mai elementar. Bizareria și dificultatea reiese din faptul că ea își îndeplinește această sarcină cu mai mult succes decât orice altă teorie științifică din istoria umanității. Nu s-a descoperit niciun rezultat, niciun experiment care să contrazică ecuațiile fizicii cuantice. Din potrivă, ele sunt atât de performante în a prezice cum se comportă materia din jurul nostru, încât ne forțează să ne adaptăm opiniile despre ce înseamnă realitatea la prezicerile ei. În alte cuvinte, e ca și cum aceste ecuații ne ghidează mâna în a desena imaginea realității înconjurătoare, doar că, odată desenată, nu înțelegem ce reprezintă, ce tocmai am desenat. Nu înțelegem cum să procesăm imaginea respectivă, cum să ne poziționăm față de ea, pentru că schimbă fundamental niște percepții de bun simț pe care noi le luăm drept evidente. Asta nu e ceva atât de fără precedent în istoria științei. La un moment dat, noțiunea că pământul se învârte părea absurdă. Cum să se învârtă când tu stai pe loc? Simți tu vreo învârtire? Dar fizica cuantică ne propune ceva și mai contrar experienței noastre de zi cu zi, și mai dificil de acceptat. Dincolo de ecuațiile ei, care funcționează negreșit și permit existența smartphone-urilor și a calculatoarelor și a energiei nucleare și a întregii tehnologii care e azi mândria omenirii, Fizica cuantică a ridicat niște întrebări acum aproape 100 de ani despre natura realității, care rămân și azi nerezolvate. În mod neașteptat pentru domeniul științei, aceste întrebări au rămas blocate mult timp în dispute de orgolii de geniu și sfere de influență, într-o asemenea măsură, încât prin anii 50, 60, 70, 80, cariera ta de fizician putea să ia un abrupt sfârșit dacă doar le ridicai. Pentru că restul Bresley te lua drept un nebun neserios care alergă unicorni pe câmpii. Ecuațiile funcționează. Punct. Taci și calculează. Fă transistorul ăla mic și încetează cu întrebările. Nu era atât de mult o conspirație a tăcerii printre fizicieni, cât domina impresia că toate problemele astea de fundații au fost deja rezolvate în anii 20 și 30, așa că nu are niciun sens să-ți mai bați capul cu ele. Abia în istoria foarte recentă aceste întrebări au fost normalizate și acceptate ca un subiect de studiu serios. Pentru că, între atâtea calcule, problema realității a reușit să se strecoare cât se poate de nerezolvată. Să luăm, de exemplu, cea mai cunoscută poveste legată de fizica cuantică: pisica lui Schrödinger. În 1935, Erwin Schrödinger, unul dintre părinții fizicii cuantice. Conversa prin scrisori cu Albert Einstein, care semnalase o problemă fundamentală în înțelegerea noilor descoperiri. În una dintre scrisori, Schrödinger propune următorul exercițiu de gândire: să zicem că iei o pisică și o pui într-o cutie închisă, lângă un material radioactiv, un senzor și o capsulă cu o travă. Dacă senzorul detectează radioactivitate, care e un fenomen cuantic, se sparge capsula și pisica moare. Dacă nu, pisica e ok. În aceste condiții, în următoarea oră, există șanse 50-50 ca pisica să moară sau să trăiască. Știm care variantă s-a întâmplat abia când deschidem cutia și ne uităm. Problema e că interpretarea dominantă a fizicii cuantice zicea că până să ne uităm, în interiorul cutiei pisica e atât moartă cât și vie și ea devine una dintre cele două doar când se deschide ușa și e observată starea ei. Până atunci, pisica e moartă vie. Povestea asta e destul de populară. Ce s-a pierdut pe parcurs însă e că Schrödinger a inventat situația asta ca să sublinieze faptul că e absurd. Încerca să-i descrie lui Einstein obiecțiile personale la modul în care se interpreta fizica cuantică. Faptul că pisica e și moartă și vie în același timp nu îi se părea ceva ce poți să accepti pur și simplu și să-ți vezi mai departe de calculat. E important de înțeles că oamenii care descoperau mecanismele acestor ecuații matematice nu înțelegeau neapărat ce înseamnă în lor aceste descoperiri, dincolo de faptul că în baza lor se pot face niște preziceri corecte despre comportamentul particulelor foarte mici, verificabile în experimente. Mai departe, ce înseamnă faptul că aceste preziceri sunt corecte, e cu totul altă discuție. În discuția asta, la începuturi, au existat doi mari poli care s-au tot contrat. Două tabere. Una era reprezentată de Einstein, cealaltă de Niels Bohr. Niels Bohr era un mare fizician danez care în 1913 formulase cea mai viabilă variantă a modelului planetar al atomului. Drept recompensă, statul danez a înființat un institut de cercetare cu singurul scop de a-i oferi lui Bohr toate resursele de care avea nevoie ca să se desfășoare. Acest institut a devenit imediat un fel de meca al fizicii cuantice. Mai toți oamenii care au pus bazele acestei noi teorii au trecut prin Copenhaga. Felul personal de a fi al lui Bohr îl făcea să pară un fel de mistic care smulge ocazional informații din copacul cunoașterii. Einstein a scris unui prieten despre el că e ca un copil sensibil care se plimbă prin viață sub un fel de hipnoză. Spre deosebire de Einstein, care a lucrat mereu singur, Bohr tutela zeci de studenți geniali care îl considerau drept un zeu care transformă tot ce atinge în aur. Cum cuvântul lui lege. Cum înțelege el fizica cuantică, înseamnă că aia trebuie să fie. Sub această aură de guru se adunaseră Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Max Born și Pascual Jordan, printre multe alte nume care să fie iertat, dar nu vor fi menționate ca să nu amețim mai tare decât e cazul. Dintre aceste nume, Heisenberg e cel mai popular, dar și ceilalți au avut contribuții decisive în domeniu. Împreună cu Bohr, ei reprezentau ceea ce a ajuns să se numească interpretarea Copenhaga a fizicii cuantice. Ea e interpretarea principală, rămasă în picioare până azi. Ce ne spune fizica cuantică despre natura lumii înconjurătoare, conform interpretării Copenhaga? Nimic. Fizica cuantică nu ne spune absolut nimic despre lume. Ce? Poftim? Cum? Scuză-mă? Ei spuneau, nu numai că nu există răspunsuri la întrebările astea despre sensul fizicii cuantice, dar, mai mult, e greșit și să pui asemenea întrebări. Greșit în sensul de incorrect, e incorrect să pui întrebări. Când Schrödinger îi scria despre pisicii lui Einstein ca să se plângă despre interpretarea dominantă a fizicii cuantice, la această interpretare se referea cum să fie greșit să pui întrebări. Haideți să ne complicăm un pic, sper că v-ați adus echipamentul de complicăciune cu voi, că doar ați văzut titlul clipului. Adevărata distracție în fizica cuantică a început în 1925, când Heisenberg, la 24 de ani, încerca să rezolve problema a cum sar electronii între orbitele descrise de Bohr. Pentru a face asta, s-a folosit de un tip de matematică care nu prea era folosit în fizică. În această matematică ciudată a lui, 3 ori 2 nu era egal întotdeauna cu 2 ori 3. Heisenberg însuși nu era foarte sigur de ce anume a demonstrat și a scris unui coleg Totul e încă vag și neclar pentru mine, dar se pare că electronii nu se mai mișcă pe orbite. Într-adevăr, electronii tocmai ce încetaseră să se mai miște pe orbite și modelul lui Bohr era pe cale de a fi abandonat. Șase luni mai târziu, Schrödinger, care nu era în tabăra Copenhaga, ci la el acasă în Germania, descoperă aceleași rezultate folosind un limbaj matematic mai familiar fizicienilor, și anume mecanica undelor. El demonstrează că cele două abordări sunt echivalente matematic, doar că varianta lui era mai inteligibilă și mai ușor de vizualizat. Electronii se mișcă ca niște unde în jurul nucleului unui atom. În acest punct, la foarte scurt timp, intervine Max Born, care demonstrează că ce au descoperit acești băieți este probabilistic. În alte cuvinte, nu putem să calculăm vreodată unde e un electron putem să calculăm doar cât de probabil e să găsim un electron când îl căutăm într-un anume loc. Și mai grav de atât, extrem de grav de fapt, Born arată că atunci când îl căutăm și îl găsim într-un anume loc, șansele ca el să fie oriunde altundeva devin instant zero. Hai că asta nu sunt așa grav. De ce ne-am speriat? Dacă îți cauți cheile și le găsești pe birou, atunci șansele ca ele să fie în buzunarul de la geacă devin instant zero. Nu? Logic? Clasic, Newtonian. Recomand. În logica fizicii cuantice, însă, cheile se aflau peste tot înainte să le caut eu pe birou, și doar faptul că le-am căutat acolo le-a făcut să apară pe birou și să dispară din toate celelalte locuri în care erau. Bizar, dar încă inteligibil să zicem. Problema gravă e că cine sunt eu de fac cheile să apară undeva și să dispară din toate celelalte locuri. Cine sunt eu de fac materia să se comporte altfel atunci când o observ? Ea aș vedea de unda ei liniștită și pac, vin eu să o caut și-și abandonează repede toate celelalte poziții și se prezintă la apel. Asta este una dintre întrebările fundamentale ridicate de fizica cuantică. E problema din povestea cu pisica lui Schrödinger. Se numește problema măsurătorii când un electron e observat, se comportă complet altfel decât în timpul lui liber în care nu e spionat. De unde înainte era probabilitate, acum e actualitate. Când mă uit la el, el suferă un subit, foarte frumos numit, colaps cuantic. Dintre toate stările în care putea să fie, acum el adoptă una singură și le abandonează pe toate celelalte. Problema e, ce se pune drept măsurătoare? Ce se pune drept observație? trebuie să fii un bărbat de 40 plus ani cu doctorat în fizică ca să provoci colaps cuantic unui electron când te uiți la el? Sau electronii colapsează și dacă îi caută o maimuță? Un șoarece? Dacă pun o piatră lângă un electron și fug pe altă planetă, electronul colapsează cuantic sau nu? Și aici poți să zici, ok, hai că faci pe deșteptul, evident colapsul cuantic se întâmplă atunci când ceva foarte mic interacționează cu ceva mai mare de dimensiuni rezonabile. Bine, ai venit în problema mare numărul 2. Te așteptam! Unde e granița dintre chestia aia foarte mică, care se supune legilor fizicii cuantice, și acel obiect mare care, cumva, joacă după cu totul alte reguli? Dacă un colaps cuantic e provocat doar de interacțiunea dintre ceva foarte mic și o piatră, atunci asta nu înseamnă că se întâmplă măsurători în perpetuitate, că totul e în perpetuitate observat de ceva. Dacă totul e observat, atunci totul ar trebui să fie mereu în colaps cuantic. Dar asta nu are niciun sens, pentru că tocmai ce introduce nou fizica cuantică e că atomii pot să fie în două locuri în același timp și sunt, pe demonstratelea. Una dintre ecuațiile fundamentale ale fizicii cuantice dovedește tocmai existența acestei bizarerii numită superpoziție cuantică. Ea e numele tehnic pentru această stare în care un atom e simultan în mai multe locuri. Superpoziție în sensul în care are toate pozițiile în același timp. Ecuația lui Schrödinger spune, în mod șocant, că starea naturală cum ar veni a materiei e de superpoziție cuantică. Colapsul e o excepție. Această descoperire e corectă, că dacă n-ar fi, n-am fi putut să manipulăm electroni astfel încât să facem microcipurile care să-mi permită mie să vorbesc singur despre fizica cuantică la mine în sufragerie și totuși să mă audă cineva. N-am fi putut să construim bomba atomică, n-am fi putut să facem majoritatea lucrurilor care colorează viața noastră actuală futuristă. Recapitulăm problemele. 1. Ce se pune ca observație și de ce schimbă ea comportamentul materiei? Și 2. Unde e granița dintre adunăturile de atomi care pot să fie în două locuri în același timp și cele care sunt prea mari să facă asta? Unde e granița dintre mic și mare? Pentru că conform ecuațiilor, nu există această graniță, și totuși e clar că cheile tale nu sunt în două locuri în același timp. Dar de ce nu? În ciuda faptului că am folosit aceste ecuații avansate ca să ne construim prezentul, nu știm răspunsurile la aceste întrebări fundamentale ridicate de ele. Dar există câteva abordări disponibile, toate imperfecte, toate cu problemele lor. Modul în care răspunzi la aceste întrebări te plasează în una dintre cele 3-4 mari credințe existente la ora actuală vis-a-vis -vis de ce ne spune fizica cuantică despre realitate. Prima și cea mai largă, interpretarea Copenhaga, ne spune că această situație în care ne-am trezit nu ne spune nimic despre realitate. Întrebările astea sunt incorrecte, greșite, nu ar trebui să le pui. Un electron nu are o viață intimă pe care o modifici tu atunci când îl observi. Fizica cuantică e o unealtă artificială prin care noi ne descriem rezultatele unor experimente, doar un procedeu matematic care ne permite să facem preziceri despre anumite măsurători, dar ea nu spune nimic despre realitatea adevărată cum ar veni. Nu are nicio logică să discuți despre ce se întâmplă între măsurători cu electronul pentru că nu se întâmplă nimic. Putem să înțelegem abordarea asta ca un fel de poveste cu copacul care cade în pădure. Dacă un copac cade în pădure și nu-l aude nimeni, face vreun sunet, Niels Bohr și tot anturajul Copenhaga zic un clar și răsunător nu știm și e oricum incorrect să discuți despre ce se întâmplă în pădure atunci când nu e nimeni acolo. E greșit. Pe Einstein îl enerva cumplit interpretarea asta. Anumit-o o filozofie sau religie tranquilizantă, o pernă moale pentru adevăratul credincios, dar una care are un efect al naibii de mic asupra mea. Einstein nu era impresionat de abordarea asta deloc. Ea sună atât de bizar și pentru că e de fapt foarte încărcată ideologic cu o anumită filozofie. Miza disputei dintre Bohr și Einstein devine problema a ce e știința de fapt. E ceva prin care noi ne explicăm cum funcționează universul înconjurător, cu sau fără noi în el, e ceva ce explică un fel de realitate obiectivă, independentă, sau e doar un set de instrumente prin care ne explicăm noi nouă, propriile percepții umane? Dacă știința e doar un instrument pentru percepțiile umane, atunci nu are niciun sens să discuți despre vreo realitate obiectivă. Realitatea, orice ar fi ea, nu contează. Contează doar ce putem să percepem noi. Disputa asta ține de acel domeniu obscur numit filozofia științei și ea avea deja o istorie destul de lungă. Întrebările ridicate de fizica cuantică intră pe făgașul ei deja existent și o forțează la maxim. Interpretarea Copenhaga, în frunte cu Bohr, spunea că e greșit să punem întrebări despre o realitate pe care nu putem să o observăm. Einstein spunea că asta înseamnă abandonarea noțiunii de realitate, ceva intolerabil pentru el. Pentru că el vedea istoria științei ca tocmai efortul de a descoperi principii despre lumea înconjurătoare care funcționează independent de oameni. Rezultatele legilor fizicii nu pot să fie valide sau invalide în funcție de existența unui om acolo care să observe sau nu. Știința a încercat mereu în istoria ei să descopere niște principii universale din care să învățăm noi, oamenii, care-i treaba cu lumea asta în care ne regăsim. E Pământul buricul Universului sau nu? Nu e. Bine. E măcar buricul sistemului solar? Nu. Nici asta. Bine. Hai să vedem cum ne înțelegem existența atunci. Dacă nu suntem buricul universului, atunci poate nici oamenii nu sunt ființele lui Dumnezeu, ci avem niște origini mai în ton cu restul materiei. Poate merită investigat și asta. Pentru Einstein, povestea despre lume pe care o spun descoperirile științifice e esențială, pentru că tocmai în baza ei poate să avanseze știința. Dacă înveți că Pământul e o planetă care orbitează în jurul Soarelui, atunci ai o idee despre ce să cauți mai departe. Poți să afli mai multe despre cum funcționează orbitele, despre cum se comportă celelalte planete, despre cum se comportă galaxiile și, până la urmă, descoperirile astea se ramifică dincolo de domeniul specializat și ajung să facă parte din cultura generală umană. În alte cuvinte, nu poți să renunți la poveste, nu poți să renunți la interpretare, pentru că ea ne direcționează următorul pas. Tocmai ea ne spune unde și ce să căutăm mai departe. La capitolul ăsta, interpretarea Copenhaga era și este extrem de enervantă și frustrantă, pentru că nu spune, hei, opinia mea e că gen, nu există nimic între măsurători, bro, ci decretează cu maximă aroganță că asta e interpretarea definitivă și finală orice întrebare în plus e incorrectă. În mod regretabil, asta e poziția care a reușit să se împământănească în lumea fizicii. După ce Schrödinger a reușit o descriere matematică mai accesibilă a fenomenelor cuantice, la doar șase luni după marea descoperire a lui Heisenberg, Heisenberg s-a simțit eclipsat, așa că s-a pus pe descoperit mai departe, în 1927, el formulează ecuația care îl face suficient de cunoscut încât să fie numit un protagonist dintr-un serial popular după el. Principiul incertitudinii a lui Heisenberg spune că nu poți să cunoști la fel de bine atât direcția cât și poziția unei particule. Dacă ai informații despre unde e, atunci nu știi încotro se îndreaptă. Dacă ai informații despre încotro se îndreaptă, atunci nu știi unde e. Acest principiu de fapt descrie și codează dualitatea bizară a materiei de undă și particulă în același timp. O undă, ca valurile de pe suprafața unei ape, nu are o singură poziție. În imaginea asta, unde e unda mai exact? Poți să izolezi o bucățică din ea și să spui că aia e unda? Nu poți. Unda e întregul fenomen, în totalitatea lui. Și mai mult decât orice altceva, e o mișcare cu o direcție și poți să observi încotrose se îndreaptă. Dacă, în schimb, oprești în timp unda și te uiți doar la o bucățică foarte mică din ea, poți să constați unde se află în acel moment, dar habar nu ai încotro se duce, că n-ai imaginea de ansamblu. Mai mult și mai ales, principiul incertitudinii spune că în procesul tău de observare ai atins particula aia cu ceva și, deci, acum se duce într-o direcție complet necunoscută. Ca să afli unde e, ai ciocnit-o cu ceva și ai aflat unde era, dar acum nu știi încotro se îndreaptă pentru că ai ciocnit-o. Așa că, de fapt, nu ai cum niciodată să vezi toată imaginea de ansamblu, pentru că însăși observarea ta schimbă datele situației. Asta este principiul incertitudinii a lui Heisenberg. Acum, problema misterioasă a măsurătorii în fizica cuantică vine de la faptul că atunci când faci acest efort de izolare și observi un punct fix al undei, al valului, poate găsești o particulă acolo, dar pentru că o găsești, e ca și cum tot valul dispare instant. Întrebare serioasă. De ce dispare valul? Nu sună ca o întrebare serioasă, care merită investigată, Interpretarea Copenhaga spune Nu, e o întrebare greșită. Ești naiv, tinere. Dispariția valului e doar o ficțiune care reiese din artificiul ecuației noastre. Nu că nu putem să zicem că nu se întâmplă asta în realitate, dar nici măcar nu putem să vorbim despre realitate. Ah, super, greșeala mea. O lăsăm așa atunci. Principiul incertitudinii a lui Heisenberg l-a mânat și mai tare pe Bor în direcția lui și, după el, toată bisericuța. O ultimă rundă de amețeală. Mai rezistați un pic ca aproape am ieșit din vârtej. Mi se pare important să intrăm în asemenea detaliu aici pentru că asta e atitudinea care a rămas dominantă până azi. Așadar, o ultimă repetiție. Că e suficient de greu și să citești despre aceste lucruri, dar doar să asculți. Deci, întreaga filozofia lui Bohr și prietenii spunea că treaba științei e să discute strict despre ce e observabil. Dacă nu e observabil, nu te interesează. Nici nu poți să pui întrebări despre cum tu modifici automat comportamentul unui electron doar prin a-l observa, înseamnă că nu ai nicio șansă de a vedea cum se mișcă electronul neobservat în intimitatea lui. În concluzie, nu poți să discuți despre ce se întâmplă în interiorul unui atom când nu se uită nimeni. Nu numai că nu poți, dar e greșit și ești prost. Încăpățânarea filozofică ar trebui să devină evidentă măcar aici, că... În ciuda faptului că nu poți să zici tu nimic despre el, electronul ăla are un comportament totuși și înainte să-l observi tu, nu? El avea traitoria lui misterioasă înainte să intervii tu cu instrumentele tale și să o schimbi. Poate nu o știi, dar asta nu înseamnă că nu o avea. Nu cred că pot să mă învârt mai mult în jurul acestei idei fără să devină extra amețitor gratuit. Ideile astea chiar sunt foarte dificil de procesat, poate printre cele mai dificil de procesat idei cu care se confruntă umanitatea la momentul actual nu e de parcă doar ne lipsește analogia corectă care să facă lumină. Aceste întrebări ridicate de fizica cuantică sunt inima amețitoare a ei. Ele sunt subiectul. Amețeala e rezultatul corect. Unul dintre cei mai mari fizicieni ai secolului 20, Richard Feynman, a spus în mod faimos Cred că pot să zic fără probleme că nimeni nu înțelege mecanica cuantică. Asta de la unul dintre oamenii care o cunoșteau cel mai bine revenind la momentul 1927, în urma publicării principiului incertitudinii, Bohr s-a simțit îndreptățit să decreteze categoric că poți să vorbești despre un electron strict ca undă sau ca particulă, niciodată ca ambele în același timp. Ok, Bohr, doar că apoi spune că asta e inevitabil definitiv și că nu poate exista niciodată o descriere mai bună a vieții unui electron. Nu o să putem să înțelegem niciodată mai bine cum un electron poate să fie undă și particulă în același timp. Wow, Bor! Asta nu sună un pic cam neștiințific? Cum poți să zici că nu va putea exista niciodată o înțelegere mai bună decât a ta a acestui fenomen misterios? În tot acest timp în care Bohr își emana decretele lui finale, Einstein protesta vehement de pe margini. El era cel mai turmentat de atitudinile categorice, finale și cam neștiințifice ale lui Bohr. Nu avea probleme cu ecuațiile fizicii cuantice pe care le accepta și la care și contribuise serios prin activitatea lui. Problema lui era cu modul în care interpretăm ce am descoperit, cu povestea. Doar că în 1932, un om considerat drept cel mai mare geniu matematic în viață, un Mozart al matematicii, pe numele de John von Neumann, publică o demonstrație care arată cum fizica cuantică nu are cum să fie interpretată în niciun alt fel decât așa cum a zis Bohr. Von Neumann chiar avea reputație de un fel de Mozart, așa că oamenii care erau confuzi vis, -vis de ce anume spune Bor mai exact, erau liniștiți imediat când auzeau șapte că marele Von Neumann a demonstrat că da, chiar așa e. Adesea, nu era foarte clar ce anume chiar așa e, dar era clar că e corect. În toate aceste circunstanțe, Einstein a fost făcut să pară un nene depășit de situație, care o fi avut el momentului de glorie, dar acum nu mai poate să țină pasul nu mai ce a fost. Doar că, așa cum a arătat trecerea timpului, și Bohr și von Neumann au greșit. Sunt posibile și alte moduri de a înțelege fizica cuantică. Chiar în 1935 cineva a publicat o dovadă că ce a demonstrat von Neumann nu e corect, că există un salt în logica lui care nu e justificat. Doar că acel cineva se întâmpla să fie o femeie numită Greta Hermann, așa că nu prea și-a bătut nimeni capul n-a fost contrată, cât ignorată. 30 de ani mai târziu, un bărbat pe nume John Stuart Bell descoperă ce descoperise și Grete Herman, eroarea din dovada lui von Neumann. Motivul pentru care discuția despre fizica cuantică e azi deschisă e datorat în mare parte observării acestei erori din dovada dovezilor. Dar ajungem și acolo. Până una alta, tabăra Bohr și tabăra Einstein se contrau intens, la sfârșitul anului 1927 s-au întâlnit și au căpătat ocazia să o dea parte în parte. E vorba despre conferința care a produs această poză a pozelor. 17 dintre cei 29 de participanți aveau deja sau urmau să câștige premiul Nobel. Una dintre persoanele de acolo, Marie Curie, avea deja chiar două Nobeluri. Poza asta apare mai mereu în manualele relevante. Odată cu ea, mitul originii fizicii cuantice, care sună cam așa. A fost odată un grup de fizicieni geniali care au descoperit fizica cuantică, și totuși Einstein nu putea să accepte ce spune această teorie nouă și radicală despre lume, în ciuda rolului important pe care îl jucase el însuși în dezvoltarea ei. A urmat o serie de dezbateri între Einstein și Bohr, în care Bohr a câștigat în mod evident și restul comunității de fizicieni a acceptat că fizica cuantică e completă și finală și interpretarea Copenhaga e modul corect de a o înțelege. Einstein, totuși, nu a acceptat niciodată noua teorie și a insistat până la sfârșitul vieții că ceva e greșit. Fabula se termină cu Vedeți voi, dragi copii, chiar și cei mai mari și faimoși dintre genii pot să se înșele. Povestea asta apare chiar și în ultra populara carte a lui Stephen Hawking, A Brief History of Time. Doar că ea e doar un mit, la această conferință, Heisenberg și Max Born și-au prezentat ideile și au decretat, la unison cu Bohr, că fizica cuantică e o teorie închisă ale cărei presupuneri fizice și matematice nu mai sunt susceptibile niciunei modificări. Deci e gata? După aceste prezentări, vine rândul lui Einstein. El propune un experiment prin care să-și arate obiecția vis-a-vis -vis de ideea că fizica cuantică e gata. Mai devreme am spus că odată ce o particulă capătă o poziție clară, valul dispare instant. Instant e un cuvânt foarte încărcat în acest context. Ce încerca Einstein să sublinieze e: dacă ce ziceți voi e corect, atunci ce înseamnă instant? Înseamnă mai rapid decât viteza luminii? Cum ar putea fi posibil asta? Nu zicea neapărat că nu e, dar voia un răspuns pentru cum, pentru că e esențial pentru fizică, nu pentru că e o fiță filozofică. Experimentul nu a fost foarte bine primit. Bohr a spus, mă simt într-o poziție dificilă pentru că nu înțeleg exact ce încearcă să argumenteze Einstein. Nu s-a înțeles care e problema. Trei ani mai târziu, la următoarea conferință, Einstein vine din nou și încearcă să explice prin alt experiment, un pic mai complicat. Iar nu înțelege nimeni care e problema. De data asta, Bohr spune că experimentul lui Einstein nu funcționează pentru că Einstein a uitat să-și ia în considerare propria teoria relativității. Restul comunității râde. Săracul Einstein nici măcar nu-și înțelege propria teorie. Dar ideea că ceva, orice, ar putea să aibă un efect la o viteză mai mare decât cea a luminii ar fi creat probleme serioase pentru teoria relativității. Așa că Einstein nu se lasă. Cinci ani mai târziu, în 1935, publică împreună cu doi colegi o lucrare numită Provocator, poate să fie considerată completă descrierea mecanicii cuantice a realității fizice? Spoiler, Einstein zicea că nu, asta era problema lui principală. Din nou, nu că ecuațiile nu funcționează, ci că există în continuare niște fenomene fundamentale pe care ele le prezic și care nu sunt explicate. Așa că nu are cum să fie o teorie închisă, finală. În alte cuvinte, el se lupta pentru o noțiune foarte de bun simț, și anume, mai avem de învățat. Ce cunoaștem acum e incomplet, trebuie să studiem în continuare nu vă grăbiți atât de tare să puneți fundița pe cadoul fizicii cuantice și să-l declarați gata. Lucrarea din 1935 e ce a păstrat o fereastră deschisă în următoarele zeci de ani, prin care să vină să se uite curioși curajoși în inima misterioasă a fizicii cuantice. Ea spune așa, să zicem că o particulă A suferă o coliziune cu o particulă B. În urma coliziunii, una se duce într-o direcție, cealaltă se duce în alta, ca și cum s-ar lovi două bile de biliard. Acum avem două opțiuni. Prima. Interpretarea excesiv de filozofică din Copenhaga spune, practic, că particulele nu au proprietăți înainte să fie măsurate. Pur și simplu nu le au. Așa că, dacă descoperi că aceste particule au totuși o inerție, înseamnă că ele aveau un comportament și înainte să le măsurăm, în intimitatea lor, cum ar veni, și deci, fizica cuantică nu e completă că încă nu poate vorbi despre ce se întâmplă în sufletul atomului când nu se uită nimeni. A doua opțiune e bizară și e ce Einstein a numit în mod faimos Spooky Action at a Distance. Dacă doar măsurarea în sine e ce dă inerția unei particule, atunci, odată ce măsori particula A, afectezi automat și particula B, chiar dacă particula A e în Cluj și particula B e pe Lună, pentru că ele s-au ciognit și există în relație una cu cealaltă. În alte cuvinte, particula B, la orice distanță ar fi ea de A, ar trebui să-și modifice instant comportamentul doar pentru că tu ai măsurat A. De unde B înainte stătea cu minte pe loc pe lună, deodată pentru că ai măsurat A pe undeva prin univers și ai descoperit că se mișcă cu 5000 de km pe secundă, deodată și B subit o zbughește cu aceeași viteză. Spooky action at a distance și o zbughește instant, chiar în sensul de exact în același moment. Adaptarea comportamentului lui B ar trebui să se întâmple mai repede decât cu viteza luminii. Din nou, argumentul a fost prost înțeles și pentru că lucrarea nu fusese foarte clar scrisă de către colegii lui Einstein, dar propunerile erau oricum suficient de scandaloase încât să aprindă comunitatea fizicienilor. Cum nu era foarte clar ce zice ea, toată lumea avea o opinie diferită despre unde anume greșește. În tabăra Copenhaga se schimbau scrisori furioase despre cum comportamentul lui Einstein e un dezastru. Bohr se pune repede pe publicat un răspuns care nu răspunde la mai nimic, doar că Schrödinger, care chiar era pe aceeași lungime de undă cu Einstein, se pune pe cercetat drept răspuns și descoperă că acest comportament bizar al particulelor în urma interacțiunii lor e destul de comun de fapt. Odată ce au interacționat, ele își păstrează o relație pe care Schrödinger a numit-o Phantom Entanglement, inseparabilitatea cuantică, care acceptă și denumirea chinuită în română de entanglare cuantică. Nu numai că e comună această entanglare cuantică, dar cam oricând se ciocnesc două particule subatomice, ele devin legate într-un fel. Schrödinger demonstrează teoretic că se formează o relație curioasă între ele. Și cum două particule subatomice se ciocnesc mai mereu un atom, atunci înseamnă că la baza lumii noastre se află acest fenomen de legătură, de quantum entanglement. Descoperirea lui Schrödinger făcea și mai urgentă soluționarea problemei din lucrarea lui Einstein, pentru că stabilea cât se poate declar cele două opțiuni. Ori fizica cuantică nu e completă acum, și există alte descrieri posibile a ce se întâmplă. Ori există spooky action at a distance și particulele pot comunica între ele mai repede decât cu viteza luminii. Oricare dintre cele două opțiuni merită în mod cert explorată. Ăsta era și argumentul lui Einstein. Intuiția lui era în favoarea primei opțiuni, că există anumite variabile în particule pe care nu le înțelegem încă și că ele determină acest comportament ciudat. În punctul ăsta, Einstein deja își pierduse răbdarea cu Bohr și scrie lui Schrödinger despre el că e un filozof talmudic care nu dă doi bani pe realitate, pe care el o consideră o gogoriță a naivilor. Disputa era mai încinsă ca niciodată. Problema e că, în timpul acestor certuri, la putere venea Hitler. În 1935, el era deja dictatorul Germaniei de 2 ani și era în plin proces de a face lucruri cât se poate de hitleriste. Pe măsură ce situația se agravează din ce în ce mai tare, fizicienii din Germania și din Europa, mulți dintre ei evrei, încep să fugă spre vest, și importanța dezbaterii a ce înseamnă legătura misterioasă dintre particulele subatomice trece pe plan secund, după evitarea exterminării. Majoritatea se refugiază în America și în Anglia. Heisenberg, în schimb, rămâne în Germania și devine fizicianul cuantic șef al lui Hitler. Cum războiul devenise cel mai important eveniment care amenința existența lumii civilizate, descoperirile fizicii cuantice încep să fie militarizate. În 1939, Otto Hahn și colegii descoperă fisiunea nucleară a uraniului, respectiv faptul că nucleul unui atom de uraniu se poate dezbina și că în acest proces eliberează o cantitate enormă de energie. Colegii fizicieni refugiați în America realizează imediat cât de importantă e această descoperire dacă reușești să o controlezi după voia ta și încep să se coordoneze pentru a alerta guvernul Americii. Încearcă să le spună că succesul lui Hitler în Europa depinde de fisiunea uraniului, dar nu găsesc urechi care să-i asculte, așa că îl cooptează pe Einstein, cel mai faimos om de știință din lume, care să-i trimită o scrisoare președintelui Americii. Și poate așa o să fie auziți. Planul a funcționat parțial, Franklin Delano Roosevelt a citit scrisoarea și a numit un birocrat care să conducă nou înființata comisie a uraniului. Nu s-a întâmplat mai nimic acolo vreme de un an, în timp ce Hitler ocupa Danemarca, lua Parisul și bombarda Londra. Abia în toamna lui 1941, guvernul american a început să investigheze serios ideea de energie nucleară, după ce unul dintre fizicienii refugiați s-a prezentat aproape în lacrimi în fața autorităților americane, spunându-le că dacă naziștii reușesc să facă bomba atomică primii, atunci s-a terminat. Câteva luni mai târziu, Pearl Harbor era atacat de japonezi și americanii își asumă rolul de combatanți în al doilea război mondial. Proiectul energiei atomice e dat pe mâna armatei și devine o prioritate. În fruntea proiectului e pus Robert Oppenheimer, care a ales să conducă noul efort supersecret numit Manhattan Project. În 1942, el adună cele mai scripitoare minți refugiate în scopul de a construi bomba atomică. Panica era mare, pentru că presupunerea era că germanii sunt destul de avansați în acest proces, cum chiar în Germania se descoperise fisiunea în urmă cu trei ani, deci aveau motive serioase de îngrijorare. Doar că în Germania lucrurile mergeau foarte prost. Exodul afectase serios capacitatea științifică a naziștilor, și Heisenberg nu reușea să facă cine știe ce progres împreună cu fizicienii rămași în urmă, mai ales că el avea experiență teoretică, nu practică, de construit lucruri. Heisenberg nu era chiar nazist, dar dintr-un spirit patriotic confuz, considera că e de datoria lui să ajute această entitate numită Germania. În ciuda faptului că nu reușea să facă progrese, era destul de convins că nici partea cealaltă n-a avansat cu nimic spre bomba atomică. Pentru că, cum ar fi putut, fără contribuțiile lui sclipitoare? Dacă el nu o rezolvă, înseamnă că nimeni nu o rezolvă. Dar fabrica de fizicieni geniali asamblată de americani, odată pornită în 1942, avansa exponențial. Un fizician fugit din Italia descoperă în 1942 cum poți să controlezi fisiunea nucleară face primul reactor nuclear și de aici se deschide drumul larg către bombă. Deși numele de Manhattan Project îl face să sune de parcă o mână de fizicieni stăteau și discutau la o masă într-un beci din New York, până în 1944, proiectul ultra-secret angaja 125.000 de oameni răspândiți prin 31 de locații în America și Canada. Pe 16 iulie 1945, prima bombă atomică e testată cu succes într-un deșert din New Mexico, Trei săptămâni mai târziu, pe 6 august, era aruncat în Hiroshima. În Germania, până la sfârșitul războiului, Heisenberg nu reușise să avanseze deloc, se blocase la primul pas și nu avea cu cine să se sfătuiască. Așa că naziștii nu dobândesc capacitatea de a controla fisiunea uraniului. În tot acest scandal nuclear, grija despre legături misterioase dintre particule subatomice dispare cu desăvârșire. Fabrica de fizicieni asamblată în America continuă, în schimb, să scoată pe bandă rulantă descoperiri în serviciul armatei, pentru că deși al doilea război mondial tocmai se terminase, imediat începe războiul rece, în care America și Rusia se luptă de la distanță în cine poate să fie mai nuclear. Drept urmare, se construiește un adevărat complex industrial de fizicieni, a căror sarcină principală era strict să tacă din gură și să calculeze, nu să-și piardă vremea uitându-se pe pereți întrebându-se despre acțiuni fantomatice la distanță. Strict acțiuni concrete la apropiere, vă rog. Așa cum o spune frumos cartea, una dintre victimele războiului a fost interpretarea fizicii cuantice în sine. Șeful Comisiei Americane de Energie Atomică spunea într-un discurs în 1950 că oamenii de știință au devenit un bun esențial de război. E important ca ei să fie folosiți în serviciul celui mai mare avantaj. Vorbesc despre oameni de știință, nu ca indivizi care ne îmbogățesc cultura, ci ca unelte de război necesare pentru păstrarea libertății noastre. În 1938, cercetarea din domeniul fizicii din America însuma în jur de 17 milioane de dolari, din care aproape zero de la guvern. În 1953, guvernul sponsoriza proiecte de cercetare în valoare de 400 de milioane de dolari, 98% din acești bani venind de la armată sau agenții cu scopuri militare. Acest avânt a continuat până pe la mijlocul anilor 1970, când spaima nucleară a războiului rece și-a mai pierdut din tăiși. Aceasta fiind situația, în această atmosferă, să pui întrebări despre de ce și cum funcționează fizica cuantică în timp ce Pentagonul bagă bani în tine era considerată o adevărată pierdere de timp care te descalifica din postura de fizician serios. Dar, în tot acest peisaj, Einstein exista în continuare în America, pregătit să ofere validare oricărui fizician care împărtășește serios dubile și e dispus să cerceteze în continuare. Din păcate, puteai să numeri pe degete câți asemenea fizicieni activ mai existau după terminarea războiului, oameni care să nu fi fost luați în colimatorul complexului militar-industrial. Dar un asemenea om era David Bohm, care manifesta și el niște caracteristici de geniu precoce al fizicii. El a urmat firul dominant de la vremea respectivă și în 1951 scrie un manual de fizică cuantică în care se străduiește intens să justifice interpretarea Copenhaga, respectiv că fizica cuantică e completă, fără să știi ce se întâmplă când nu se uită nimeni, că ecuațiile în sine ne zic că nu avem cum să știm prin definiție. Și totuși, după publicare, Bohm nu e 100% sigur că își înțelege propria justificare. Spre norocul lui, așa cum se mai întâmplă, îl sună Einstein și îl întreabă dacă vrea să se întâlnească să mai discute una alta, ei nu se cunoșteau, dar Einstein îi citise manualul și îi spune că, într-adevăr, s-a chinuit de-a dreptul admirabil să justifice poziția Copenhaga. Și totuși, în opinia lui, teoria cuantică rămâne conceptual incompletă. Putem să acceptăm că obținem rezultatele corecte din ecuații, dar nu putem să acceptăm că s-a spus ultimul cuvânt despre ce înseamnă ele. Bom e pus pe gânduri și începe să se întrebe dacă nu cumva există altă cale matematică de a ajunge la aceste rezultate corecte. În mod spectaculos, în doar câteva săptămâni, reușește să o și găsească pe această altă cale, care era echivalentă matematic, dar spunea o poveste complet diferită despre cum funcționează lumea. Este momentul să discutăm cel mai faimos experiment din fizica cuantică, numit The Double Slit Experiment. Richard Feynman, același om care a spus că nimeni nu înțelege fizica cuantică, a spus că acest experiment are în el inima mecanicii cuantice și că, de fapt, el conține singurul mister. În ciuda cât de dramatic sună, el e un experiment destul de simplu. Dacă iei niște mingi de tenis și le zvârli spre un perete cu două fante în el, atunci ele ajung să fie împrăștiate la întâmplare pe peretele din spate. Există șanse mai mari sau mai mici să lovească în anumite locuri, dar până la urmă modelul la sfârșit o să arate cam așa. Dacă trimiți o undă în schimb, când trece prin fante, ea creează un model de interferență, ca atunci când arunci în apă două pietre în același timp și valurile lor interacționează unul cu celălalt. În anumite locuri, valurile se anulează reciproc, dar în altele se potențează și până la urmă produc acest model pe peretele din spate, cu găuri între locurile în care valurile s-au anulat reciproc. Dacă iei un obiect cuantic, un singur electron, și îl arunci spre cele două fante, cum se presupunea că el e un grăunte de ceva, o minge de tenis de energie, așteptarea era să producă primul model, să fie răspândit la întâmplare pe perete. Dar nu se întâmplă asta. Nu se întâmplă asta deloc. S-a descoperit că dacă arunci electron cu electron, câte unul pe rând, și te uiți la final ce model a produs, ei bine, în mod șocant, e cel de undă, de val. Ca să facă asta, electronul trebuie să interfereze cu el însuși, ceea ce înseamnă că trebuie să treacă prin ambele fante în același timp. Electronul trebuie să fie ambele pietricele aruncate în apă ca să producă acest model, deși el, săracul, e unul singur. Ceea ce înseamnă că superpoziția cuantică e cât se poate de reală, e cum se comportă materia la nivelul cel mai elementar. Acest experiment a fost făcut în toate modurile imaginabile și de fiecare dată produce același rezultat. Și mai grav, atunci când nu aștept să vezi doar rezultatul final, ci stai cu ochii pe fante ca să vezi pe unde trece electronul, efectul nu se mai produce. Când stai și observi, electronul se poartă complet regulamentar. Zice: "Nu, bro, ce undă? Eu eram o minge de tenis în tot acest timp." Nu știu despre ce vorbești. Poziția lui Einstein în situația asta e că trebuie să întrebăm mai departe. Măi, electronule, zi sincer, unde erai și ce făceai? Poziția Copenhaga spune că în această fază, în acest punct în care electronul e pe drum, nu putem să zicem absolut nimic despre el. Mai mult că e incorrect și să căutăm să zicem ceva despre el așa că să ne liniștim cu toții. David Bohm vine și exprimă matematic ideea că în faza asta electronul sigur e pe undeva, dar deocamdată nu știm cum să ne dăm seama unde anume. Nu că el nu e nicăieri sau că nu putem să aflăm niciodată, ci că probabil există niște variabile ascunse, ceva ce ne scapă care ne-ar permite să înțelegem mai bine ce îi determină acest comportament evaziv. În alte cuvinte, pisica din cutia lui Schrödinger nu e vie și moartă în același timp, ci doar informațiile noastre sunt incomplete. Ia ceva, ceva e acolo. Nu știm noi ce. Bomb spune că aceste entități cuantice pe de o parte au o traiectorie decisă de undă și pe de altă parte au particula în sine. Mingea de tenis care navighează pe traiectoria decisă de undă. Particulele sunt mici sărfări pe valurile undelor. El propune că atunci când nu se uită nimeni, deși mingea de tenis trece printr-o singură fantă odată, unda ei trece prin amândouă în același timp și formează cărările de urmat. Corect sau nu, Bohm reușește imposibilul cu teoria lui. O descriere matematică a fizicii cuantice care explică comportamentul de undă și particulă în același timp. Ceva ce Niels Bohr spusese că e imposibil, cu ștampila imposibilității pusă matematic de dovada lui von Neumann. Entuziasmat, Bom își trimite descoperirile spre toți combatanții avizați. Spre marea lui surprindere, nimeni nu a fost impresionat. Copenhaga aproape îl înjură și spune că a inventat niște tâmpenii metafizice. Einstein e dezamăgit și spune că rezolvarea e prea ieftină, deși nu explică niciodată ce anume e ieftin la ea. Singurul care îl îmbrățișează e lui de Broglie, care în 1924, inspirat tot de Einstein, propusese ceva similar, dar nu atât de bine definitivat. Dincolo de păreri fizice divergente, Bom mai avea o mare problemă și anume că era marxist, respectiv cel mai rău lucru de a fi în America lui 1952. Imediat cum își publică lucrarea, e forțat să plece din țară pentru că fusese pus pe lista neagră de comuniști. Nu-l mai angaja nimeni și l urmărea FBI-ul. Fuge în Brazilia și observă neputincios de la distanță cum mai nimeni nu ia teoria în serios. Printre înjurături, în tabăra Copenhaga există o liniște asurzitoare vis-a-vis -vis de faptul că totuși preușise imposibilul, chestia pe care tot bătuse rei moneda timp de 25 de ani, că nu se poate descrie fizica cuantică, acum și niciodată, în niciun alt fel. Așa că teoria lui Bohm cade încet, dar sigur în obscuritate. El devine mai preocupat de problemele lui politice și până la urmă renunță la propriile idei. Un discipol de lui Niels Bohr îi scrie acolitului șef Am fost foarte amuzat de măcelul la care a fost supus David Bohm. Șase dintre cei mai străluciți oameni de știință au cuțitul adânc băgat în el. O mare onoare pentru cineva atât de tânăr. Așa că sub aceste presiuni, Bohm se gândește că poate a greșit atunci și o lasă baltă. Dar la scurt timp apare o altă provocare, un alt mod de a vedea lucrurile. Ultima prelegere ținută de Einstein în viața lui a avut loc pe 14 aprilie 1954 la Princeton University. El era acolo să vorbească despre teoria relativității, dar spre sfârșit discuțiile au ajuns la problema măsurătorii din fizica cuantică. Einstein le explica tinerilor studenți ce consideră el incomplet la fizica cuantică. Întâmplarea face că printre ei era un alt geniu precoce al fizicii, așa cum se întâmplă, numit Hugh Everett. Un an mai târziu, Einstein trecuse în neființă, dar cuvintele lui reverberau în continuare în mintea lui Everett. La fel ca ceilalți dizidenți cuantici dinaintea lui, se convinsese că dacă Einstein are o problemă cu fizica cuantică, înseamnă că atunci poate chiar există una. El aflase de lucrarea lui David Bohm, în ciuda faptului că era foarte riscant să citești ce a scris un marxist și s-a pus pe găsit propria soluție a zis ok, hai să o luăm cât mai matematic curat posibil, să eliminăm orice artificiu posibil și să vedem ce ne spun ecuațiile. Există de fapt două ecuații fundamentale în fizica cuantică. Prima descrie comportamentul unui obiect cuantic, a doua descrie evoluția acestui comportament în timp. Ambele au fost formulate de Schrödinger. Ele funcționează bine mersi și prezic rezultatele obținute în experimente cu o singură excepție. Momentul măsurătorii, momentul în care te uiți prin care fantă trece electronul, nu respectă ecuația a doua, nu respectă prezicerea vis-a-vis -vis de cum o să se comporte el în timp și schimbă dramatic ecuația. Everett se gândește că asta e ciudat. Ecuația asta, în mod evident validă majoritatea timpului, deodată e suspendată fără să înțelegem de ce și nu mai funcționează. Așa că hai să presupunem că funcționează să presupunem că nu e suspendată și că nu există nicio excepție magică care anulează ecuația asta, ci că ea continuă să funcționeze la fel. Dacă urmărești firul logic care iese din această curățenie matematică, atunci rezultatul e cu adevărat SF. Everett spune că în momentul în care observăm prin care fante trece electronul, noi nu-l forțăm de fapt să treacă prin una sau alta. Nu-i schimbăm comportamentul. E o iluzie. El în continuare trece prin ambele fante, doar că noi acum existăm într-un univers în care electronul a trecut prin stânga. Dar există un univers în care el a trecut și prin dreapta. Așadar, de fiecare dată când pare că se întâmplă un colaps cuantic în urma unei observări, de fapt, universul se ramifică. Electronul își păstrează în perpetuitate abilitatea de a fi în toate pozițiile în același timp și în funcție de poziția în care l-ai prins tu, ăla e universul tău acum. Câte poziții posibile există, atâtea universuri sunt. În alte cuvinte, există o infinitate de universuri în care se actualizează fiecare posibilitate cuantică. Din acest motiv, teoria lui Everett e cunoscută sub numele de Many Worlds Theory. În funcție de cum găsești pisica lui Schrödinger, trăiești în universul în care ea e vie sau ea e moartă, dar ambele există. De obicei, când se invocă ideea universurilor paralele, imediat te gândești cum ar fi să dai peste o dublură a ta. Dar în această teorie nu există posibilitatea asta. În oricare dintre universuri, tu ești unul singur, nu se creează niciodată copii ale tale în lume, ci copii ale întregii lumi în care tu ești, în continuare, stai liniștit, unic. Dacă vă vine să credeți, după abordarea Copenhaga, respectiv abordarea Nu puneți întrebări, imediat după, pe locul 2, teoria universurilor infinite e cea mai largă acceptată de fizicieni azi. În ciuda faptului că e cea mai inimaginabilă pentru percepția noastră de zi cu zi, ea e cea mai curată matematic, motiv și pentru care presupun că e adoptată la o scară atât de largă. Dacă presupui că ecuația nu are momente inexplicabile în care nu funcționează, ci funcționează mereu, te pune și pe niște căi matematice interesante care au tot fost explorate și care devin esențiale în viabilitatea calculatoarelor cuantice. Dar până un alta, universuri infinite e consecința logică a eliminării acestui efect magic pe care îl are, în mod inexplicabil, observarea. Lucrarea lui Bohm cu patru ani în urmă provocase niște reacții, dar chiar și așa rămăsese destul de obscură, Ideea lui Everett a primit și mai puțină atenție. Omul nu avea oricum niciun interes de a urma o carieră academică în fizică, voia doar să-și dea doctoratul și să meargă mai departe să lucreze la Pentagon, unde să facă banii ăia mari și să trăiască palpitant, ceea ce a și făcut până la o moarte prematură la 51 de ani. Voia doar să demonstreze, în trecere, că toți sunt idioți și bagă magie în matematică nu-i păsa foarte tare să exploreze cum funcționează universurile astea infinite, cât să arate că e matematic corect. Puținii oameni care s-au trezit față în față cu această lucrare de doctorat nu au luat suficient de în serios ideile, nici cât să le critique. Motivul principal pentru care teoria lui a supraviețuit în timp și nu a rămas adânc la fundul unui sertar e că un cosmolog cuantic numit Bryce DeWitt și-a rupt din timp totuși să-i scrie lui Everett că e foarte interesant ce a făcut el acolo și că respectă igiena matematică cât despre universul ramificat infinit, el poate să zică în mod cert că el nu se ramifică, la care Everett i-a răspuns, înțeleg că nu te ramifici, dar mișcarea pământului o simți? De Witt a zis Touche, s-a declarat convins și pentru următorii mulți ani a rămas singurul apostol al lui Everett hotărât să răspândească Evanghelia Universurilor Infinite. Mai bifăm ultimul și cel mai de efect dizident cuantic care a redeschis portițele și apoi ne retragem pentru reculegere și contemplare. John Stuart Bell era un fizician din Irlanda de Nord care creștea în lumea în care bor câștigase și ce rămăsese de făcut era doar să taci și să calculezi, dar nu i-a convenit niciodată. Era convins că Bor nu are cum să aibă dreptate că fizica cuantică nu spune nimic despre realitate și îi se părea absurd că discuția fusese închisă. Dă peste o descriere a dovezii lui von Neumann și e șocat că cineva poate să demonstreze matematic că n-ar trebui să pună întrebări. Doar că dovada era doar în germană în acel punct, nu fusese tradusă, așa că nu avea acces la materialul sursă. Dă în schimb peste lucrarea lui Bom și devine convins că ceva e putred în Danemarca. Doar că e sfătuit să termine cu prostiile și să se concentreze pe lucruri mai serioase dacă vrea să aibă o carieră. Așa că începe să studieze fizica acceleratoarelor de particule și ajunge să lucreze câțiva ani mai târziu în Elveția, la CERN, Organizația Europeană de Cercetare Nucleară, care tot ciocnește particulele lui Dumnezeu de niște ani încoace. După niște ani de lucrat și studiat acolo, în 1964 își ia un an sabatic. Ce să facă mai bine în anul ăsta pauză dacă nu să-și reia săpatul la fundațiile fizicii cuantice? Bell demontează imediat dovada lui von Neumann, așa cum o făcuse și Greta Hermann, cu 30 de ani în urmă și spune că nu numai că e falsă, dar e stupidă. Așteptase 10 ani momentul ăsta, așa că n-avea timp de politețuri. Dar nu o lasă doar demontată, ci, puternic inspirat de calea pe care a mers David Pom, formulează altă dovadă care să ia locul. Mai țineți minte cum acum multe universuri ramificate, Einstein și doi colegi publicaseră o lucrare scandaloasă în 1935, despre cum ori există acțiune fantomatică la distanță, ori nu înțelegem ceva fundamental la fizica cuantică. Ori particule legate între ele pot, aparent, să comunice mai repede decât cu viteza luminii, la orice distanță ar fi una de cealaltă, ori există niște variabile acolo pe care nu le înțelegem. Problema lui Einstein era că dacă accepti că poate să existe un efect care să se miște mai repede decât cu viteza luminii, ai face bine să ai un motiv al naibii de bun, pentru că asta strică teoria relativității și teoria relativității e cam bună și în plus e a lui. Așa că John Stuart Bell creează un model, o situație în care să forțeze această alegere, astfel încât să se ofere în sfârșit răspunsul pe care Einstein îl tot aștepta. Cum funcționează mai exact acest model e chiar complet nerezonabil de explicat aici, oricâți mușchi cuantici am fi acumulat noi prin toate complicăciunile prin care am trecut până acum. Dar el demonstra că, ori fizica cuantică e greșită, ori există acțiune fantomatică la distanță. Bell propune un experiment care chiar să poată fi efectuat, fizic, care să ofere răspunsul la această întrebare. Dar întrebările astea erau în continuare de domeniul eretic, când fizicieni mai tineri dau peste teorema lui Bell și ajung la el, înainte să accepte să-și discute ideile cu ei, Bell îi întreabă întâi, în mod înduieșător, dacă au niște poziții asigurate în departamentele lor. Dacă nu, le recomanda să se ducă să-și facă o carieră înainte să abordeze asemenea subiecte riscante, așa cum făcuse și el, și să revină mai târziu. Dar cum seriozitatea matematică a teoremei lui Bell oferea o oarecare acoperire, în 1972, doi fizicieni americani reușesc să construiască mediul pentru experimentul propus de Bell și reușesc să măsoare dacă o particulă își schimbă comportamentul doar pentru că i-ai măsurat sora entanglată. Și există quantum entanglement. Particula B, la orice depărtare ar fi ea, își schimbă comportamentul instant pentru că ai măsurat particula A. Pe de o parte, asta înseamnă că fizica cuantică e corectă, că nu există variabile ascunse pe care nu le înțelegem. Pe de altă parte, înseamnă că ceva poate să comunice instant la distanță, mai repede decât cu viteza luminii. Shit! Experimente fizice, executate în repetate rânduri la distanțe din ce în ce mai mari între particule, confirmă că există un ceva, un fenomen, o influență care se manifestă instant între particule legate între ele. Doar că tot Bell și apoi alții mai târziu demonstrează că nu poți să folosești acest fenomen ca să transmiți semnale mai rapide decât viteza luminii, și că acest efect e destul de delicat și se întâmplă în niște condiții destul de specifice insuficient cât să arunce știința în criza existențială de care se temea Einstein. Chiar și așa, acest fenomen există, e parte din realitatea noastră și orice poveste despre univers care să incorporeze această realitate trebuie să fie cu adevărat ciudată. În mod foarte interesant, unul dintre modurile în care ai putea să scap de bizareria acestei comunicări instant la distanță ar fi să accepti că există universuri infinite, care se ramifică într-una, să accepti Many Worlds Theory a lui Everett, că atunci există toate stările posibile în același timp oricum, așa că nu mai e problema de comunicare și corelare instantă. Observați cum, pe măsură ce avansăm în timp, opțiunile noastre devin din ce în ce mai bizare. Acum am ajuns în poziția în care doar una dintre cele două e corectă: ori există comunicare mai rapidă decât viteza luminii, ori există universuri infinite. Și, din nou, cei mai mulți fizicieni consideră de bun augur în această situație să accepte că există universuri infinite. În anii 70, aceste rezultate ale experimentelor făcute în baza teoremei lui Bell au început încet, dar sigur, să deschidă ușile spre noi întrebări despre fundația cuantică a lumii noastre. Și mai ales, spre accepta întrebările astea ca un domeniu serios de studiu. Tot în anii 70, încep și în Europa să se miște lucrurile, după ce un fizician german descoperă o altă cale validă matematic prin care se poate ajunge la Many Worlds Theory. Tot atunci, dizidenții cuantici încep să se organizeze în jurul proprii reviste subterane, în care schimbau între ei șapte despre cum pot să gândească lucrurile mai departe. În zecile de ani care au urmat, începe să dispare din percepția că e complet scandalos moral să investighezi asemenea probleme, și nu mai ești neapărat chiar dat afară automat din dacă o faci. Dar chiar dacă indignarea morală s-a mai subțiat, banii, fondurile, tot în direcția de taci și calculează merg. În 2019 a apărut o carte scrisă de unul dintre cei mai vocali susținători ai teoriei universurilor infinite, Something Deeply Hidden de Sean Carroll. El o începe spunând că, având în vedere situația în care ne aflăm, că nu știm cum ne funcționează realitatea, ai crede că civilizația noastră s-ar da peste cap încercând să deslușească misterul, că guvernele lumii n-ar mai ști unde să trimită bani ca să facem progrese în direcția asta. Ceea ce nu se întâmplă deloc. Problema realității rămâne în continuare una periferică, o curiozitate obscură, de interacționat cu ea doar atunci când răspunsurile la întrebările ridicate pot să producă niște bani. Faptul că nu căutăm mai cu ardoare aceste răspunsuri ne oferă o oglindă bună a ce consideră civilizația asta a noastră, important sau nu. Teorema lui Bell e foarte departe de a ne oferi vreun răspuns final. E doar ultima mare bucățică din puzzle care să ne îngusteze opțiunile pe drumul spre alte descoperiri. Doar că trebuie să existe și voință și interes în societate pentru aceste descoperiri, ceea ce în vârtejul vieții capitaliste, cam greu. Exista o șansă să nu zic cuvântul capitalist în acest clip, dar ea poate s-a manifestat în alt univers. Nu o să știm niciodată. Sau poate da? Eu aș spera să da. Astăzi există cam patru curente principale de interpretare a fizicii cuantice și foarte multe altele mai mici. Fiecare are propriile probleme. Una s-ar putea să fie corectă, sau toate ar putea fi greșite. În orice caz, e loc foarte mult de avansat, poate în primul rând în domeniul acestei povești în sine, despre cum stau lucrurile. Pentru că tineri fizicieni în continuare învață din toate manualele de fizică cuantică cum Einstein a greșit și Bohr a avut dreptate și problema e de fapt rezolvată. Rezultă impresia că dacă ar avea 20 de minute să pună deoparte să înțeleagă exact cum e rezolvată, ar înțelege, dar nu prea găsesc alea 20 de minute, că oricum nu contează prea tare. Așa că, poate, înainte să poată fi resuscitată fizica cuantică, trebuie resuscitată povestea ei, să se creeze percepția palpabilă în societate că există aceste întrebări deschise incredibile în fața noastră și că e important să depunem eforturi considerabile spre abordarea lor. Astăzi, cele mai multe fonduri pentru dezvoltarea fizicii cuantice se duc tot în scopuri militare. După ce și a publicat teorema, în anii 80, alți fizicieni au folosit-o ca să demonstreze că poate exista. În teorie, un calculator cuantic. În 1994 s-a inventat primul algoritm cuantic, capabil să proceseze numere extrem de mari. La întrebarea ce să facem cu el, armata a dat răspunsul instant: criptografie. Dacă poți să transmiți un mesaj care funcționează după principiile fizicii cuantice, atunci nu numai că el devine teoretic imposibil de decodat, dar afli și dacă a încercat cineva să-l intercepteze. Pentru că dacă se încearcă observarea lui undeva în proces, el colapsează. Să afli dacă cineva a încercat să-ți intercepteze mesajul sună foarte valoros, așa că puterile economice ale lumii toarnă bani în cercetarea asta. Până în 2016, Uniunea Europeană finanțase acest efort cu 1 miliard de euro. America cheltuie și mai mulți bani în serviciul criptografiei cuantice. China, în 2016, lansa în spațiu primul satelit din lume, al cărui scop e comunicarea secretă cuantică. Deci poate nu am afla noi natura realității, dar măcar guvernele pot acum să comunice în moduri aberante secrete. Așa da, așa mai zic și eu. În parcursul teribil de a nevoios de a mă documenta pentru acest clip, la un moment dat am început să simt miza pentru care se lupta Einstein. Ideea că ne trebuie povestea descoperirii care să nască apoi noi moduri de a ne înțelege existența. Eu, când sunt în procesul de a scrie aceste texte, mă izolez cât mai mult cu putință. Zile întregi, uneori săptămâni, cu cât mai multă izolare, cu atât mai bine. Să fiu complet singur și să nu interacționez cu nimeni e super pentru scris, nu atât de super pentru celelalte aspecte ale vieții care nu presupun scris. Dar pe parcurs am început să-mi conceptualizez starea altfel. Am început să mă gândesc că atunci când sunt singur, mă aflu în superpoziție cuantică. Sunt toate identitățile mele în același timp, uneori chiar toate stările mele în același timp. Doar interacțiunea cu altcineva mă forțează să devin o singură identitate, o singură stare. Înainte eram toate fețele în același timp, și acum doar una singură. Așa că miza adevărată a întregii acestei povești a fost ca eu să pot să spun de acum încolo că nu pot să răspund la telefon pentru că sunt în superpoziție cuantică și n-aș prea vrea să mă colapsez. În alte cuvinte, aceste descoperiri ne informează noi moduri imediate de a ne descrie și a exprima cum funcționează realitățile noastre interioare și exterioare. Eu în acest clip am folosit tot felul de metafore și analogii care simplifică și reduc din complexitatea ecuațiilor matematice discutate. Imprecizia e prețul care trebuie plătit mereu atunci când vorbești despre ecuațiile matematice, în loc să le faci. Ca să mă asigur totuși că imprecizia nu e intolerabil de mare, l-a rugat pe Cristian Presură să verifice textul ca să nu fi spus prostii descalificante. Dacă nu-l știți, Cristi face de câțiva ani mari eforturi de a populariza fizica și de a spune povestea ei în online-ul românesc. Îi mulțumesc foarte mult că și-a alocat timp cât să verifice că direcția generală a clipului e corectă și vă recomand foarte tare să-l căutați și să-l găsiți pe YouTube. Această poveste istorică a dificultății noastre de a interpreta rezultatele fizicii cuantice a fost luată din cartea What is Real, pentru care nu am suficiente cuvinte de laudă. Efortul incredibil de ambițios întreprins de fizicianul autor Adam Becker nu are precedent. Nu a mai încercat nimeni să spună povestea asta atât de complet și atât de ridicol de bine documentat până la cartea lui din 2018. Există multe cărți despre fizica cuantică care încearcă să te convingă de o abordare sau alta, dar Adam Becker oferă aici o privire de ansamblu asupra acestor dispute, fără să favorizeze o parte sau alta. Ce critică explicit e doar abordarea de hai să nu punem întrebări și am încercat să preiau în spirit această abordare. Dacă v-ați gândit câtuși de puțin acest subiect, vă recomand cu maximă recomandare să citiți cartea. Ea trasează în detaliu și ce s-a întâmplat din anii 70 până azi, explică și curentul filozofic din spatele abordării Copenhaga și, în general, e plină de tot felul de lucruri suculente. Ca să fie cât de cât inteligibil acest clip, n-am mai putut să merg și pe aceste cărări. Un ultim gând de încheiere. Ce demonstrează, dincolo de orice dubiu, fizica cuantică e că există un element de șansă în univers. Există un grad fundamental de imprevizibilitate, de haos, de incertitudine. În 1814, un fizician francez formula ceva numit demonul lui Laplace. Conform fizicii clasice, newtoniene, dacă un demon ar cunoaște poziția și impulsul fiecărui atom din univers, atunci el ar putea, teoretic, să calculeze tot trecutul și viitorul materiei. Dacă știi poziția și impulsul fiecărui atom, atunci poți să determini de unde a venit și unde se duce. Deci dacă ai toate datele, dar absolut toate datele, atunci totul devine calculabil, previzibil. Noi nu trăim în acel univers. Fizica cuantică ne demonstrează că există un nivel obligatoriu de incertitudine în universul nostru, că el funcționează în baza unor probabilități, nu a unor certitudini. Că trebuie, drept urmare, să învățăm cum să abordăm această incertitudine, cum să ne raportăm la ea, pentru că asta este lumea noastră, lumea incertitudinii. Certitudinea, spune fizica cuantică, e o iluzie. Cam atât. Ca întotdeauna, mulțumesc foarte mult pentru sprijinul acordat pe Patreon, vă urez tuturor incertitudine plăcută!